Ne Am propus astăzi să vă vorbesc despre investigațiile 3D în medicina dentară. De ce avem nevoie de aceste investigații? Pentru că medicul dentist poate avea o viziune mult mai amplă asupra structurilor dentare și un real ajutor în stabilirea unui diagnostic corect și a unui plan de tratament predictibil. Pe Tomografiile dentare, aceste investigații tridimensionale, putem vizualiza atât sinusurile dentare, oasele maxilare, acele rădăcini dentare pe care nu le vedem pe investigațiile 2D. Ne putem roti chiar în jurul rădăcinilor, vizualizând fisuri, fracturi, rezorpții radiculare și chiar anomalii dentare atât de importante în tratamentele de zi cu zi putem analiza traiectul unui nerv dentar sau putem descoperi acele chisturi pe care nu le putem vizualiza într-o investigație 2D, tocmai pentru că de cele mai multe ori medicii sunt nevoiți să investigeze prin gaura cheii, prin acea radiografie intraorală, mică pe care o solicită pacientul sau o pune la dispoziție. Dragi pacienți, dacă doriți un tratament de calitate, acceptați indicațiile de a efectua aceste tratamente, aceste investigații de o reală importanță pentru medicul dentist. Aceste investigații tridimensionale. Nu putem analiza un singur dinte el face parte dintr-un sistem, din sistemul dentomaxilar. Trebuie să vedem cum este ancorat la nivelul osului, trebuie să vedem dinții vecini, trebuie să vedem formațiunile anatomice învecinate, și noi, medicii, trebuie să redăm funcțiile acestui sistem: fonația, masticația, deglutiția și, de ce nu, funcția fizionomică. Dintele este integrat într-un organism? Noi trebuie să știm starea de sănătate orală, starea de sănătate generală. Așa cum în fiecare an facem investigații pentru a analiza, pentru a verifica starea organelor interne, așa ar trebui să avem grijă de dantura noastră și să efectuăm o radiografie panoramică și o investigație pentru depistarea cancerului oral în faze cât mai precoce. Atunci când tratăm un dinte, trebuie să știm nu doar sănătatea orală, trebuie să știm și starea de sănătate generală, trebuie să știm medicația și istoricul medical al pacientului. Se spune că de un dinte atârnă un om.